Pentru după masa aceasta ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din cartea profetului Zaharia din capitolul 9, începând cu versetul 9. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Însă cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinșii tăi de război din groapa în care nu este apă. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubiții Domnului, așa cum poate ați remarcat și de dimineață din citirea textului biblic și poate din predicarea lui, ați văzut că unii îi spuneau Domnului Iisus Hristos să-și certe ucenicii pentru că făceau gălăgie și mai ales lucrurile pe care le spuneau ei îi râcăia pe suflet. Și Domnul a zis așa: dacă vor tăcea ei, pietrele acestea vor striga. Și când Domnul spunea cuvintele acestea, vreau să vă spun că Domnul nu se referea la câteva pietre, la câțiva bolovani care erau pe drum, ci la Ierusalimul care era înconjurat de munți, făcea el referire. Munții aceia care stau mărturii acolo și au fost martori la toate lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu în acea zonă. În plus, în munții aceia, în multe peșteri, erau trupurile sfinților care și-au trăit viața în sfințenie cu Dumnezeu. De aceea a zis Domnul Iisus Hristos: dacă ei vor tăcea, n-ați vrea să vă predice munții, cum n-am vrea noi astăzi să ne predice războaiele, cutremurele, ori inundațiile. Și mulțumim lui Dumnezeu că putem să sărbătorim sărbătoarea aceasta în pace. Să zicem din toată inima: mărit să fie Domnul! Iubiții Domnului, devenim uneori apatici, nu vă judec pentru treaba asta, că într-un fel e normal ca de fiecare dată, an de an și mai ales când intrăm în săptămâna patimilor, să vorbim de moartea, de învierea, de sângele Domnului Iisus Hristos, de martiraj, când de fapt vorbim în fiecare lună sau cel puțin o dată pe lună. Dar pe de altă parte vreau să vă spun că deschizând Scriptura mi-am dat seama că în Biblie încă mai există bogăție. Mi-am dat seama, dragilor, că dincolo de încărcătura pe care o anticipăm noi ca o pregătire pentru sărbătoare, pentru praznic, există o încărcătură pe care noi n-am explorat-o încă, de învățătură, de zidire sufletească, în cuvintele pe care le-am citit lună de lună, an de an. Și îmi dau seama și îmi pun întrebarea de foarte multe ori, în ultimul timp: Doamne Dumnezeu, le găsesc lucruri atât de mari în Sfânta Scriptură, și mă întreb, de ce îmi lipsesc lacrimile când le citesc? De ce uneori nu tresalt, nu mă bucur când citesc Cuvântul lui Dumnezeu? Deschidem uneori Apocalipsa și găsim acolo lucruri extraordinare pe care ni le-a descoperit Dumnezeu. Nu le înțelegem toate, dar oricum, dragii mei, în proporție mare, vis-a-vis de ce înțelege lumea, noi înțelegem. Și ar trebui să plângem când vedem cuvintele astea. Pentru că ele sunt adevărata noastră bogăție. Slavă Domnului! Dragilor, astăzi, cum spunea cineva, ni se arată cel mai bine intrarea. Astăzi ni se arată poarta de intrare, ușa de intrare despre care au cântat cântăreții în seara aceasta. Dar dacă nu suntem atenți să ne uităm la ușa de intrare, mâine ni se va arăta ușa de ieșire. Vreau să ne rugăm în această seară ca Bunul Dumnezeu să ne ajute nu numai să ne uităm spre ușa aceasta, ci să și intrăm. Iar dacă poate cumva mintea noastră este o poartă veșnică, știi că noi cu mintea noastră totdeauna suntem între veșnicie și ceea ce înseamnă teluric, material. Dacă ne aflăm acolo cumva cu mintea noastră, atunci fie o poartă veșnică mintea noastră pe care să intre Împăratul Slavei. Dragilor, astăzi vreau să privim spre câteva lucruri, nu multe, că sunt foarte multe, lucruri care, dacă nu par ciudate, sunt cel puțin interesante.
Și sunt lucruri care trebuie să devină contemplative pentru noi, adică începem să ne gândim la ele, cădem pe gânduri. Am doar câteva lucruri pe care vreau să le punctez în această seară. În primul rând, aș vrea să ne uităm la modul cum acționează credința ucenicilor. Cum acționează, cum funcționează credința și, dacă mi se permite să spun, cum operează credința. Pentru că sunt doi ucenici, nici măcar nu li se spune numele și e bine că este așa. Am început și nu neapărat că trebuie să facă și aici, dar în bisericile mai mici parcă putem mai ușor să ne permitem treaba asta. Să facem ungeri cu un de lemn, când cineva îmi zice vrea ungere cu un de lemn. Unde e biserica mai mică? Punem biserica, se roagă, știți de ce? Pentru că dacă există vindecare și sunt vindecări, să știți. În seara asta trebuie să vă spun, chiar dacă este cancer, o boală foarte grea, aprigă, Dumnezeu totuși poate să vindece. Și așa că, dragilor, vreau să vă spun că pun bolnavul, ne rugăm pentru el, îl ungem cu un de lemn. Și dacă se va întâmpla o minune, să fie toată slava lui Dumnezeu. Nu cumva oamenii să înceapă să arate cu degetul spre cineva, că atunci s-a dus totul. Nu numai că s-a dus slava pe care Dumnezeu nu o primește în felul ăsta, mi s-a dus și puterea de vindecare. Pentru că Dumnezeu trebuie să-și primească, ca fiind singurul, toată slava din toate aceste lucruri. Și de aceea nu se spune numele celor doi ucenici. Și sunt multe lucruri în care nu sunt pomenite numele oamenilor, pentru că important este cel care în seara aceasta a venit să sărbătorească împreună cu noi la început de săptămână a patimilor. Treceți peste săptămâna asta, dar nu singuri. Nu treceți numai cu pișcot, nu treceți numai cu mel, nu treceți numai cu unul mai, nu treceți, treceți împreună cu Iisus Hristos. Nu-i supărat Iisus Hristos pentru unul mai. Că El a făcut pădurea. N-ar merge, vă spun eu, nici mici, nici picnic, cu nimic la o pădure înfocată, așa roșie. Dar Dumnezeu știut cum să pună iarbă, o fac verde. Știți că se spune, e de fapt dovedit că acel curcubeu care stă deasupra scaunului de domnie a lui Dumnezeu conține în el și culoarea verde. Noi când suntem la semafor, la roșu oprim. Când suntem la verde, putem să intrăm. Asta vrea să ne zică Dumnezeu. Veniți, binecuvântații Tatălui, de acum se poate, porțile sunt deschise. Și ne uităm, dragii mei, revin la credință. Ne uităm la credința acestora și m-am uitat așa și am început să cuget la credința acestor doi oameni care nu pun întrebări, care n-au la ei, dragilor, un set de lucruri logice, normale, cu care să înceapă să-și pună întrebări. Mă, dar chiar e direcția bună? Chiar ăsta e satul. Știți că e scris în Biblie, în Zaharia, tocmai am citit, că Domnul va veni călare pe un măgar, așa va intra în Ierusalim. Dar dacă ar fi spus numele satului, probabil că toți sătenii și-ar fi cumpărat măgari, ca să pună bine cu acel împărat care va veni și va fi cel care va restaura împărăția lui. Dar nu se spune numele satului. Bă, dar ăsta o fi... Nu găsesc, dragii mei, dacă vreți, în credința lor, nici măcar cea mai mică umbră de reverberație a îndoielii. Absolut nimic. Și în această seară ne uităm cum funcționează credința. E ca și cum te-ai duce, dacă vrei, undeva cu un telefon și crezi că ai semnal. Nu știu, poate că nu ți-ai activat roaming-ul și când te duci acolo, telefonul parcă nu mai pare a fi telefon. Este el ceva, nu știu, un fel de tabletă, nu-i conectat la nimic. Nu se găsește, spune telefonul, nici o rețea mobilă. Așa trebuie să fii când ai credință. Nu-ți vorbește Dumnezeu că te vindecă și tu atunci, dacă ai te doare la cot ceva, tot probezi pe aici, știi? În timpul rugăciunii să vezi. Credința adevărată nu probează. Mi-aduc aminte, nu știu dacă a fost și fratele Simon în seara aceea, dar eu am fost singur la Fonău atunci, și mi-aduc aminte că au fost niște străini care au vrut să se roage pentru bolnav. N-am avut încotro, trebuia să-i lăsăm, dacă au venit din străinătate până în România, tocmai dintr-o țară nordică, rugați-vă. Dar s-au rugat și n-am mărturisit nimeni că a fost vindecat. Să vedeți după aceea, fizioterapie. Pe la picior, le făcea frecție, nu mai știau. Nu te-ai vindecat. Unde există credință, nu există niciodată curaj ca să probezi. Nu. Te doare inima, parcă ți se pare că te mai înțapă. Nu, dragii mei, uitați-vă la ucenici.
Și vreau să privim spre un dialog care sigur nu-i trecut în Biblie, dar cu siguranță cei doi pe drumul acela spre sat au discutat ceva. Că nu n-o fi zis așa, cum poate că mai facem noi câteodată. Băi, eu mă duc cu tine, dar nu vorbești nimic. Știi că nu, și așa nu te am la corazon, dar dacă mai și vorbești, eu mă duc numai așa că m-a trimis Domnul. Adică mai sunt unii în situația asta. Iau cina cu tine că n-am încotro, dar altfel, eu cred că au dialogat. Poate că dialogul lor poate părea și așa. Domnul Iisus Hristos începe dialogul și zice, mergeți în satul de dinaintea voastră, veți găsi un măgăruș și uite așa, le-a dat toate detaliile. Acum ei pleacă. Hai mă să mergem. Dialog simplu, normal. Hai să mergem, că timpul tace și trece. Cred că așa celălalt un două ceasuri ne putem întoarce înapoi, dacă plecăm de acum. Vedeți, nimic nu a putut să-l pună mai aproape ce-o trebuie să ne ducem. Nimic, dragii mei, din reverberațiile îndoielii, nimic în mintea lor. Totul normal, că nu găsiți dumneavoastră în Biblie, că nici eu n-am găsit ceva urmă a necredinței. Apoi, auzi colegul, poate au vorbit între ei, auzi colegul, tu ai mai avut măgărițe acasă, că noi n-am avut, nu știu cum se comportă, cum. Lasă-mă că ne-a ajutat Domnul să le ducem până acolo aproape de Ierusalim. Nu s-vă nicio problemă. Dragii mei, în toate lucrurile astea nu văd nicio urmă de îndoială, pentru că în primul rând în această seară învățăm despre credință că ea conferă, nu oferă, conferă. Cuvântul, când folosești cuvântul conferă, te referi la a oferi o distinție sau președintele unei țări oferă, dacă vreți dumneavoastră, o decorație. Nu-i oferă, credința conferă, pentru că trebuie să intri în ea, să te califici. Și ce conferă ea? Destindere. Niciodată, dragii mei, credința nu conferă derapaje, decepții. O zis Dumnezeu că mă vinde, dar mă vindecă, dar eu totul strig. Doamne, nu mă coborî în țărâna pământului, nu-mi lua viața. Doamne, ai milă, Doamne, nu-i rău că te rogi așa. Dar unde există credință, există destindere. Destindere. Vreau să înțelegeți ceva prin destinderea asta. Nu vi se pare că suntem prea stresați? Nu vi se pare că medicii ne spun, mai redu din stres, mai redu din aer, reducem din sare, reducem, dar din stres parcă nu putem să reducem. Nu vedeți că avem nevoie de destindere? Dacă Domnul îmi spune în cartea de Deuteronom și îmi zice, Domnul va lupta pentru tine, dar tu stai liniștit. Păi nu trebuie să mă las eu pe brațul lui Dumnezeu și să cred că Dumnezeu va lucra într-un chip minunat? Așa va face Dumnezeu. Ziceți amin, pentru că și așa până acum Dumnezeu a lucrat într-un chip minunat în viețile noastre. Dragilor, nu există derapaje și doar destindere. Doar destindere. Nu există decepție. Cu alte cuvinte vreau să vă spun că cineva ar putea spune care are credință. Om bun, eu ori mă duc după pâine, și știu că acolo la capăt e bruteria, ori magazinul, ori Petru Rareș, așa? Ori mă duc în livadă, dacă mă trimite Dumnezeu până acolo, la mine tot una este, pentru că eu sunt destins. Păi oamenii ăștia putea să întrebe, și dacă mergem acolo, cum vor fi stăpânii? De unde știm noi că ia spocăiți? De unde știm noi că ia să roagă? Nu-mi zice Biblia că a ajuns în satul ăla și prima dată o dus. Bă, voi mergeți la biserică, la sinagogă și vă rugați des și postiți des. Bă, voi aveți vreo legătură cu Dumnezeu. Știi că nu-i treabă simplă să te duci, că dacă nu-i voia lui Dumnezeu, lucrul ăla se numește furt. Și oamenii te taxează pentru furt. S-au dus acolo, dragii mei, în baza credinței și nu pune niciun fel de întrebare. Știți de ce? Pentru că în Proverbe zice cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 3 cu versetul 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu-ți băga gândul și nasul acolo unde este planul lui Dumnezeu. Lasă-l cum a zis Domnul. Lasă-l cum a zis Domnul. Zice cuvântul lui Dumnezeu apoi în Iacov, în capitolul 1, cu versetul 17.
că orice ni se dă bun, orice dar desăvârșit care vine de sus, vine de la Tatăl Luminilor. Și uitați ce zice cuvântul lui Dumnezeu acolo, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Eu sunt flămând astăzi, dar știu că până de seară va fi bine pentru că lucrează Dumnezeu. Eu sunt bolnav astăzi, port o șapcă, că mi-e rușine să ies în societate, dar știu că va fi bine. Nu știu cum va face Dumnezeu. Știu doar că mulți n-au ieșit din asta, dar știu că Dumnezeu e plin de putere. Știi, ca și Lazar când era deja mort de 4 zile în mormânt și zice, Lazar va învia. Doamne, acum când arată așa de rău, dar Dumnezeu e Dumnezeu și când situația ta arată așa de rău, vei ieși din asta. Pentru că, dragii mei, în Dumnezeu nu există nici schimbare, nici umbră de mutare. Binecuvântat să-i fie numele. Numai așa, dragii mei, că ne-am băgat noi gândurile noastre și au venit reverberații din astea ale îndoieli în mintea noastră, n-a avut loc miracolul. Dar oricum, noi în fiecare zi avem zeci de miracole pe care le face Dumnezeu în viețile noastre. Slavă Lui în veci! Apoi, iubiții Domnului, vreau să vă spun că această credință, în al doilea rând, conferă și siguranță, siguranță, destindere. Nu-l vezi pe om alarmat. Poate v-am zis, nu știu, de când sunt împreună cu dumneavoastră aici la biserică, de fratele Oninciuc, în localitatea în care am crescut eu, este un lac foarte mare de acumulare, toate livezile oamenilor s-au umplut, kilometri întregi în jur s-au umplut acolo între două dealuri care sunt foarte îndepărtate. E un lac foarte mare. Și am crescut știind că în primăvară, în fiecare primăvară trebuie să vină inundația. Și cei de pe stradă ne întrebam, oare de data asta o să ajungă până la noi? Oare în anul ăsta o să intre în casă? Oniciuc era pocăitul. Era singurul de pe strada noastră și eu credeam atunci că nici un alt pocăit nu există decât Oniciuc. Și stătea în capul satului. Păi când venea apa prima dată, ridica cotețele lui Oniciuc, pluteau. La noi, dacă intra și mai udau podelele, dar la Oninciuc, cântau cocoșii deasupra cotețului, dar undeva acolo, pe mijlocul lacului. Și știți, apele treceau într-o săptămână, două și eram copil. Îl așteptam pe tata să vină de la lucru, uneori de la schimbul 2. Uneori tata nu ajungea. Dar în fiecare seară ajungea Onișor, întotdeauna ajungea Oninciuc și Oninciuc cânta și fluiera cântări de la biserică. Și am zis eu atunci cu mintea mea de copil, ăsta nu e normal. Cotețele îi spălac și el cântă cântări de ale Domnului de la el, de la biserică. Dar Oninciuc avea putere să facă treaba asta pentru că știa că în Dumnezeu nu există nici schimbare, nici umbră de mutare. Oare n-ar avea Dumnezeu putere să te binecuvânteze și pe tine? Oare crezi că dacă Dumnezeu a promis cândva, undeva, nu știe Dumnezeu că tu ai nevoie? Oare nu valorezi tu mai mult decât un măgăruș pe care Dumnezeu îl folosește? Faci mai mult decât atât. Dumnezeu te iubește. Credința aduce siguranță, nu bâlbe, nu justificări. Nu, dacă vreți dumneavoastră, scoaterea din culpă, știi, vin unii, am avut așa, dar nu știu ce-o fi, dar nu știu ce înseamnă. Nu există, dragii mei, nici prorocie spusă în doi peri, nici bâlbe în ceea ce vorbește Dumnezeu, nu există nici justificări din partea celui care a avut lucrarea și nici din partea celui care a primit-o. Există numai siguranță, numai precizie, binecuvântat să fie Domnul. Pentru că Biblia ne spune că s-au dus în satul respectiv și au găsit întocmai cum le-a spus Iisus, binecuvântat să fie El. Iubiții Domnului, am avut o experiență odată cu un frate, poate și pe asta am mai spus eu aici, care m-a chemat la el, eram pe vremea aia în Aradul Nou, hai frate Nelu până la mine, un om mai în vârstă. Acum cred că era deja văduv și zice, hai până în curte, am intrat, m-a dus în grădină și să-mi explice ce minune s-a întâmplat la el. Spune frate, zic, despre ce este vorba. Zice, uite, eu eram aici în grădină într-o zi, poarta era încuiată, n-avea pe unde să intre niciun om. Dar zice, când m-am întors eu din grădină, pe scări aici, scările pe care urcai în casă, zice, vezi vailingul ăsta aici, cu castraveți. Și din aia, numai bun de puși la borcane, numai unul și unul.
Zice, nu știu pe unde a intrat. Eu zic, frate, că a fost Domnul Iisus. Acum eu, ce să-i fi zis? M-am trecut, trebuie să știu, că am fost și nepocăit. Dacă Domnul Iisus vine cu castraveți, mi-a trecut și asta până cap, dar să nu-i stric inima omului și slavă Domnului, frate, ce să-i zic. Dar după aia mai continuă omul și îmi spune, dar să știi, frate, că aici lângă, unde-i vailingul ăsta lângă, erau niște pantofi de piele de căprioară. Ăia nu mai sunt. Ce Domnul a venit, a pus castraveță, dar a luat pantofii și i-a dus. Și aici, dragii mei, e vorba de niște bâlbe, de niște lucruri neînțelese. Ori Dumnezeu nu lucrează așa. La Dumnezeu există întotdeauna siguranță și precizie. Și vreau să vă spun în seara aceasta că după 20-30 de ani de pocăință, credința devine, așa ar trebui să fie, o rutină pentru noi. Să nu mă judecați, nu vorbesc de credință ca ceva lipsit de importanță, ieftin, fără viață, fără sfințenie, fără dumnezeire. Le are credința toate astea. Dar, dragii mei, după 20-30 de ani de pocăință, ar trebui credința să fie o rutină pentru noi. Să fie ceva obișnuit, să fie o normalitate, dragilor. Oare se întâmplă lucrul ăsta așa cu noi? Uitați-vă la oamenii care undeva în Germania, de nord, într-o zi s-a făcut așa o... Dar era încă comunismul la putere și s-a făcut o strângere din asta a păcii și să se roage pentru pace. Era atunci aproape de dizolvarea blocului comunist și oamenii s-au rugat, au stat acolo, urmau să asculte predica. În biserică erau 2000 de oameni. Afară erau alți 5000 de oameni care ascultau la megafoane Evanghelia. Și vreau să vă spun că pe la mijlocul programului intră fugind o femeie pe mulțimea de afară, până mulțimea din biserică își face loc, dar n-ajunge încă la un microfon și spune așa, a căzut zidul Berlinului. Ăștia din sală când au auzit așa, nu știau că erau infiltrați mulți de la serviciile secrete, nu știau dacă e o diversiune ceva, dacă o să-i aresteze, ce se va întâmpla acolo. Și au început unii să urle de bucurie și s-au călcat oamenii în picioare în biserică unul pe celălalt. Apoi, pentru că cei de afară n-au anunțat, s-a spus de la microfon, a căzut zidul Berlinului, pentru că deja începuse să se anunțe și la radio, și a zis, gata, așa e situația. Și ăia de afară, 5000, s-au călcat și ei în picioare. Și au strigat tare, ca ăștia care au strigat când a intrat Iisus Hristos în Ierusalim. Vocile lor erau puternice, dar inimile lor erau moi. De aceea, dragilor, în această zi, cu inima să-L sărbătorim pe Domnul Iisus. Și gândiți-vă, dragii mei, numai la sângele care a venit Iisus Hristos să-L verse. Pentru că, știți, împărăția Domnului Iisus Hristos nu-i de aici. Alege Domnul să vină în felul ăsta ca să ne arate, de fapt, cum stau lucrurile. Și haideți să privim, dragilor, la întâlnirea stăpânului măgărițelor, a celor doi, măgarul și mama, mânzul și măgărița. Să ne uităm la un dialog. Nu e scris nici ăsta în Biblie. Ceva este din dialogul pe care o să-l aduc înaintea dumneavoastră. Zice omul care era stăpânul, de ce o dezlegați? Cum ați fi răspuns dumneavoastră dacă erați în locul acestui om? Haideți să fim sinceri în seara asta. Că intrăm în săptămâna patimilor. Să-ți umble unul la mașină. Ai lăsat geamul jos și cheia acolo, dar ai parcat în fața casei. Și să vină la mașinuța ta, oricare ar fi. Da. Da, și un Golf din 2001 și dar vezi acolo. Vezi? De ce umbli la mașină? Și ei, cum credeți că au zis ei, stăpânii? Credeți că eu certat? Ce părere aveți dumneavoastră? De ce dezlegați, măi, măgărița? Credeți că așa au spus? Eu nu cred. Cumva așa, într-un mod pasiv. De ce dezlegați măgărița? Ca și cum e obișnuit așa, ca într-o zi cineva să vină să dezlege măgărița. De ce dezlegați măgărița? Da, parcă îi văd pe ăștia căutând acolo să deznoade măgărița. Că atunci când legăm măgarul, măgărița, capra, o legăm bine. N-ai văzut cum mere omul? Capra e atâta și fierul care îl bați în pământ e atât și barosul mare, mă duc să pun măgărița. Da, le legăm bine.
Acum căutau să dezlege de acolo și zice, de ce dezlegați măgărița așa mai dezinvolt? Știi? Nu ce cuvântul lui Dumnezeu că ăștia au început să tremure. Nu, acum mai bai. Nu, acum mai bai. Suntem pe aici în sat, noi nu cunoaștem, acum să vezi. Poate nu mai fost de mult hospai. Să vezi acum. Nu. Ei și ei, așa într-un mod, cum am zis mai înainte, foarte destins, cu siguranță își fac treaba. Dezleagă, frate, dezleagă, frate, că... Da, 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 Domnul are trebuință de ea, știi? Între altele eu spun, Domnul are trebuință de ea. Bine, hai să mergem cu familia, că mai avem treabă la câmp. Înțelegeți cum să fac lucrurile, cum funcționează lucrurile, cum operează credința și de o parte și de alta. Nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci omul ăla o mai rămas un pic stăpânul și zic, auzi, poate vă mai, nu, poate vă mai aduceți aminte să o duceți și înapoi. Nu a spus absolut nimic. Știți de ce? Pentru că atunci când ei au zis, Domnul are trebuință de ea, ei au înțeles ceea ce trebuia înțeles, și anume, au zis stăpânului animalelor așa, stăpânul are nevoie de ei. Stăpânul are nevoie de ei. Și acum te întreb, ai o mașină, mașina ta are un stăpân? Are sau nu are? Ai văzut cum scrie acolo ce? Proprietar în acte când vrei să o cumperi. Dar tu ești proprietar, nu? Ești proprietar în acte. Mașina ta are un stăpân. Știi, când iei pe cineva și duci de aici până nu știu unde, 3-4 persoane, că te duci cu grupul și dă cu ușa, parcă o simți la inimă momentul ăla, parcă simți atunci în inima ta cum așa s-au făcut garniturile alea de la ușă. Știi, și parcă le scrie acolo pe covorul ăla, mă, țineți picioarele aici, nu le mai urcați peste tot. Și ai și copilul că ești amabil. Covriș de Buzău mănâncă acolo în spate. Știi că, zici că crapă lemne. Îți mai dă ceva și peste ure câte un din ala. Mai... Știi? Mașina ta are un stăpân. Da, vreau să vă spun, trebuie să fim atenți când călătorim în mașina altcuiva. Dar totuși, dragilor, până la urma urmei, mașina ta trebuie să aibă un stăpân. Și Domnul are trebuință de ea. Apoi vreau să spun că are un stăpân și casa ta are un stăpân, dacă vrei, și creditul tău. Da, dragilor, că nu ne zice cuvântul lui Dumnezeu că în Corinteni 13, că atunci când a fost vorba de credință și de dragoste, zice apostolul Pavel, pot să-mi dau toată averea mea, nu 10%, toată averea mea, pot să-mi golesc contul, dar dacă nu există ceva înainte numit dragoste, nu sunt nimic. Și trăim, iubiții Domnului, vremuri în care avem nevoie mai mult de sânge decât de cunoștință. Avem nevoie și de cunoștință, dar avem nevoie de sângele lui Iisus Hristos care să ne curățească. Pentru că dacă scoatem sângele din Scriptură, un om dacă își pierde tot sângele din trup moare. Dacă scoatem sângele din Scriptură, suntem morți, nu mai are cine să ne spele. De aceea Iisus Hristos s-a uitat la ei și avea să le dea niște lecții, să le spună că afacerea ta trebuie să aibă un stăpân, relația ta trebuie să aibă un stăpân, căsnicia ta trebuie să aibă un stăpân și copiii tăi trebuie să aibă un stăpân. Și nu ești tu stăpânul. Le spun în seara asta. Copiii tăi trebuie să simtă că familia lor are un stăpân care îi cer. Tati, mie mi-e drag să știi că nu pentru mine fac treaba asta. Te-aș lăsa la banchet, numai că familia noastră are un stăpân. Dragule, te-aș lăsa și în vacanța aia, și așa, așa acolo, unde nu ne este permis, dar să știi că nu fac eu că sunt așa de rău. Eu sunt doar tatăl tău, familia noastră are un stăpân. Dacă în copiii tăi te văd pe tine ca stăpân, tu tot timpul stăpânești, atunci... Nu le va mai păsa de stăpânul cel drept și adevărat care este în ceruri. Scumpii mei, aș vrea în câteva momente să ne uităm acum și la mânzul măgăriței, despre care ne zice cuvântul lui Dumnezeu că era încă neîncălecat. Nu vă spune nimic treaba asta. Lucruri interesante care te pun pe gânduri. Cam despre asta vreau să vorbesc. Nu vă spune nimic treaba asta. Mânzul unei măgărițe. Păi mai bună de călărit, de dus poveri, era măgărița, că doar e mai bătrână, nu mânzul, care este neinițiat. Dar nu, Domnul alege așa.
Și, dragilor, vreau să vă spun că este unic în istoria omenirii când un împărat vine să-și revendice moștenirea, monarhia, călare pe un măgar. De fapt, Domnul Iisus Hristos n-a venit să ia înapoi ce era a Lui, pentru că, de fapt, tot era a Lui. Problema în zilele noastre este că noi credem că ceea ce avem este al nostru, când, de fapt, nu este așa. Iar ceea ce este a lui Dumnezeu, de fapt, Domnul n-a folosit. Pentru că Dumnezeu n-are nevoie de lucruri care putrezesc, de miceliu din ăsta, din care cresc ciupercile, pe gunoi. Astea sunt efemere. Iisus Hristos a venit și a intrat călare pe un măgăruș în Ierusalim, ca oamenii să înțeleagă că ale Lui sunt toate. Și totuși nu le folosește, pentru că astea trec. Pentru că din țara din care venea El, toate lucrurile sunt veșnice, pomii nu vestejesc, oamenii nu sunt bolnavi. Va veni ziua aceea în care vei intra și tu în Ierusalim, pentru că va fi o sărbătoare a florilor în veșnicie, când din cer va coborî noul Ierusalim și vei fi acolo. Te bucuri de lucrul ăsta? Știi că nu vei mai fi bolnav? Știi că nu știu un alt loc unde să spun că peste tot aici în lume, știi, ești bătut cu pietre, din toate colțurile. La școală te bat cu pietre, la servici te bat cu pietre. Dacă ești om politic și ești și pocăit, dacă se poate să fii pocăit și eu cred că se poate, acum te bat și în partid. Dacă ești în parlament, te bat cu pietre și acolo. Nu cunosc niciun loc. Te bat și cei din casa ta, trebuie să recunoști. Cum un pic încearcă să apeși pedala, să te pocăiești un pic mai mult, te bat cei din casa, cum o faci pe grozavul. Și de acolo primești pietre. De peste tot ești bătut cu pietre. Un singur loc știu în care nu vei mai fi bătut cu pietre. Și locul ăsta e locul pe care ți-l pregătește Domnul. În noul Ierusalim nu s-o vor mai bătea oamenii, nu s-o mai bate cu pietre. Un singur loc. Aici trebuie să rabzi, aici porți durerile în trupul tău, aici porți semnele astea ale neputinței. Dar veni ziua aceea mare când vom face grămada de ochelari, când vom face grămada de cărucioare, când vom face grămada de cârși, când vom face grămada de medicamente, pentru că nu vor mai fi bolnavi în cer. Nu vor mai fi nici gălăgie din asta de salvări, pentru că toți vor fi vindecați acolo în numele Domnului Iisus. Te bucuri de treaba asta? Ăsta e Dumnezeul tău. Astea sunt promisiunile pe care le are Dumnezeu pentru tine. Să știi că Iisus Hristos n-a venit să intre în Ierusalim ca să ne coloreze cumva povestea asta. El n-a venit așa ca, n-am venit să mă dau, zice Domnul, o persoană smart. Că astăzi ni se cere, fii smart, fii nu știu cum. N-am venit să vorbesc despre energia verde. N-am venit aici ca să vă cresc pensiile. N-am venit aici ca să am vizualizări multe, online și urmăritori. Am venit aici pentru că vreau să am niște urmași. Tu ești un urmaș al Domnului Iisus. Dă-i slavă în seara asta, zi, mărit să fii Tu, Doamne. Binecuvântat să fie numele Tău. Îndrăzniți oameni buni și lăudați-L pe Dumnezeu, că fără laude nu se întâmplă nimic. Dacă vă inima bună, mă întreba cineva astăzi, să dau drumul la lucrări. Știi că este o perioadă, tot îmi spune ce visează, ce așa. Ești curată la suflet, te simți că ești curată la suflet. Înainte de lucrările pe care le ai tu. Ai probat vreo două, trei lucrări așa, s-au împlinit, da, frate, atunci dă-i drumul. Numai să ai grijă să fii curată la suflet. Apoi dacă ești curat la suflet în seara asta, mărește-ți împăratul, dă-i slavă, glorifică-l că merită. Nu te gândi, nu știu, mai vreau să am așa, mai parfumată mașina, mai nu știu cum acasă, mai deosebită vacanța, mai programată vara. Dă slavă lui Dumnezeu. Omule, programează-te, focusează-te pe a da slavă lui Dumnezeu, că de-aia ai fost creat. Asta înseamnă Antropolis, om care privește în sus. Păi când te uiți în sus, te minunezi când îl vezi pe Dumnezeu și strigi, mărit să fie numele Tău. Păi nu scrie în cartea psalmilor cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă, auzi? Și dacă mi-a spune capac și dacă a spune sute de kilograme deasupra capacului de pe inima mea, eu tot l-aș lăuda, că acolo unde fierbe, da? Ori pleznește, ori aruncă capacul. Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Ai venit în seara asta nu să mă asculți pe mine, deși trebuie să faci lucrul ăsta, nu doar să asculți cântările, deși sunt deosebite și trebuie să luăm parte la ele. Am venit cu toții să ne lăudăm împăratul și să zicem, trăiască numele Tău, Iisus.
Binecuvântați-L pe Dumnezeu. Obișnuiți-vă să faceți treaba asta. Că dezobișnuindu-ne în adunare, ajungem să ne dezobișnuim și acasă. Da, mă uit la familii tinere și eu în zbaterea mea, du-te acolo. Mă gândesc, eu nu sunt ca ei. Îmi trimite câte un videoclip unii, cum cântă cu familia. Doamne Dumnezeu, te întreb acum, în seara asta, și să stai sincer înaintea lui Dumnezeu. Când ai cântat ultima dată acasă la tine o cântare cu familia? Deci credeți că dacă aici cântăm și nu cântăm, ne rugăm și nu prea ne rugăm? Dragilor, în felul ăsta nu poate funcționa credința. Și eu vă vorbesc de credință. Și nu știu cât, Dumnezeu știe cât și ce se întâmplă în inimile noastre. Dar aș vrea ca Dumnezeu să schimbe orice inimă, să înceapă Dumnezeu cu mine și să mărească credința, pentru că am nevoie de lucrul acesta. Iubiților, Iisus Hristos este unic în teorie, dar și în practică. El nu doar vorbește, El și face. Și ia măgărușul ăsta neîncălecat și, dacă vreți, și necunoscut. Pentru că un măgar, dacă te duci ca un necunoscut lângă el, nu e așa de deschis, știți, ca unul care se duce după stăpân. Un măgar care e flământ, umblă după stăpân pe acolo, pe grădină, știți cum, uite așa, se duce după el. Dar când vine un necunoscut, e așa, mai sceptic. Cunoașteți dumneavoastră, mă apropiu de încheiere, spre bucuria dumneavoastră, cunoașteți dumneavoastră un animal de tracțiune mai încăpățânat ca măgarul? Păi zic eu așa, de tracțiune, nu știu unde să-l încadrez, poate că unii nu-s la puși la ham. Cunoașteți un animal din ăsta atât de încăpățânat ca măgarul? Eu zic că nu cunoașteți. Și Domnul alege și încă unul care este neinițiat. Eu mi-aduc aminte când eram copil la țară, unchiul meu avea cai. Să vedeți când pentru prima dată l-a probat. L-a pus la ham, aveam un mânz. Știi, mi-aduc aminte și acum. Ne trimitea cu calul să-l ducem la mâncare. Întotdeauna eram trei pe cai, pe cal. Trei. Eu eram al treilea că eram vărul. Știți, verișorii mei așa, cădeam pe jos, iar mă mai ridicam. Dacă n-o pus, nu uit până o să închid ochii. Ce groază am avut pentru că eram în căruță. Nu vă puteți da seama ce poate să facă un cal neinițiat pus la ham. S-au încercat să fie călărit. Dar uitați-ne ce cuvântul lui Dumnezeu, că a durat vreo două zile așa, cu îmblânzirea, cu astea, nu? De fapt, Iisus nici nu era străin pentru măgărușul ăla. Uite, un măgar, auzi, îl cunoaște pe Iisus Hristos, dar noi îl recunoaștem cum ne cere El în toate căile noastre? Vă voi spune ceva. În urmă cu ceva vreme, a trebuit să duc niște măgari dintr-un loc în altul. Neavând cu ce să-i duc, am vorbit cu fratele Alin Pescaru, trebuie să-l știți, el merge în Africa, poate a fost și pe aici, o mărturisit. Și Alin zice, las că te duci cu microbuzul de la noi, de la misiune. Cum, la tine? Da, da, frate. Da. M-am dus cumva. Am plecat de la 8 dimineața, că seara aveam evangelizare. Dacă plec de la 8 dimineața, merg în Alba, vin înapoi. Până aici tot a mers bine până am venit înapoi. Numai când să-i dau jos, să vedeți încăpățânare. Îi împingeam de spate, că forța am eu atât să împing un măgar. Dar îi împingeam de spate, să întorceau așa. Îi împingeam de cap, să întorceau cu două, și în spate, și cu... Știți, deja trecuse cam 20 o jumătate de oră. Tot acolo eram cu ei. Eu transpirat udul orică cât m-am frământat și ei asudați. Ieșau aburi din ei, cât i-am chinuit acolo. Nici cum. Îmi dau seama că nu mai pot să ajung, știi, la evangelizare, că mai sunt 5 minute și începe evangelizarea și sunt, frate Nedelea, vedeți că nu pot, începeți dumneavoastră, trebuie să-i spun așa pe scurt povestea, stau aici, deci doar m-a ajutat Dumnezeu să le dau jos. Și a durat o oră până când pe ha bătrână am împins-o jos. Și au mai rămas ăstea tinere cumva, m-am chinuit, am fost udleoarcă, ce să mai ai timp să te îmbraci, te speli, duci, să te parfumezi. Pe mâni, pe față m-am spălat, eram transpirat și miroseam a măgăriță și am ajuns la biserică, tocmai au avut fratele acolo la Criș, corul fraților baptiști de pe la Vladimirescu, din ăștia îmbrăcat, șefa farmaciei de nu știu unde. Dacă, scuzați-mă, oameni buni, miros a măgare. Nu există animal, oameni buni, mai îndărădnic ca și măgarul.
Dar totuși, dragii mei, există un enunț în toată predica asta. A faptului că Domnul Iisus Hristos a folosit un măgar, unul neinițiat, și acesta ascultă de Domnul Iisus Hristos din prima. Și Domnul vrea să zic așa: o, de câte ori am vrut să te strâng sub aripele mele, cum îți strânge cloșca pui, și n-ai vrut. O, de câte ori, o, de câte ori. Uite, un măgar ascultă din prima. Și Dumnezeu îmi trage semnale de alarmă și de câte 10, 20, 30 de ori pe zi. Cu dumneavoastră nu se întâmplă tot așa? Și poate tot îndărădnic sunt. Și îmi zice Dumnezeu: postește, mă, postește, roagă-te. Știu că postiți și dumneavoastră, dar oricum trebuie ceva mai mult, că dacă ar fi fost pentru mine acum, mă refer la mine, nu la dumneavoastră, să-mi dea măgărușul ăla, m-ar fi fost milă de el. E de spatele lui. Numai Domnul Iisus Hristos postea, nu era ca mine. Domnul Iisus postea cum trebuie. Și-mi vorbește Dumnezeu o lună, și-mi vorbește Dumnezeu un an, și mă pomenesc după un an că nu citesc cum trebuie, și mă pomenesc după un an că nu mă rog, nu că la biserică, acasă, acolo, în odăiță. Și odăița ta. Îmi fac buncăr, îmi fac aia, îmi fac de aia la alta, afumătoare pentru salamuri, de toate. Dar unde e odăița? Aveți un loc pe care să-l fi făcut, dacă tot v-ați făcut și ne-am făcut case noi, pe care să-l numim odăiță, în adevăratul sens al cuvântului. Loc care să fie muiat acolo pe jos de rugăciune. Loc în care să strigăm către Dumnezeu. Noi strigăm mult uneori aici la adunare, ca și unul într-o biserică unde am fost, așa au strigat toată seara și au zis: lasă, frate, că se oprește, nu-ți fă probleme. Dar ce ai să-și? Nimic, zice. Când a ajuns până înaintea lui coșulețul de colectă, a trecut pe silent, nu mai zis nimic. Iubiții Domnului, suntem la începutul săptămânii patimilor Domnului Iisus Hristos și aș vrea să rugăm pe Domnul Dumnezeu din cer să ne mărească credința. Și noi, dragilor, să ne lăsăm spălați de sângele lui Iisus Hristos. S-a anunțat Sfânta Cină, de acum să ne lăsăm spălați de sângele lui Iisus Hristos. Am citit povestea a doi copii, Mihăiță și Daniel, care împreună cu tatăl lor au trecut printr-un accident cumplit. Cel mic, Mihăiță, era între viață și moarte, în perfuzii, avea nevoie de transfuzie de sânge. Tatăl avea doar câteva urme pe trup, băiatul cel mare, Daniel, care nici el n-avea mai mult de 7-8 ani de zile, n-a fost accidentat grav, dar acum să căuta grupa potrivită de sânge pentru băiatul, pentru Mihăiță, care era acolo în comă. Și tocmai medicii au remarcat după analize faptul că sângele băiatului mai mare e compatibil cu cel care este la reanimare. Și acum tata au stat de vorbă că nu mai donat copilul sânge. Și o zis: Daniel, tu ai fi de acord să donezi sânge pentru fratele tău? Și o zis copilul: lasă-mă un pic să mă așez jos. Și s-a pus pe scaun, s-a gândit așa vreo 3 minute și după aia s-a ridicat dintr-o dată. Da, sunt de acord! Da, sunt de acord! No, bine, hai. O stat acolo, nu-l mai dus la laborator, transfuzia a fost directă. Și acum, după ce i-a luat sânge, la un moment dat se uită băiatul cel mare cu câteva lacrime așa care se prelingeau pe fața lui. Se uită în ochii tatălui său și spune așa: tată, acum eu când o să mor? Cât mai durează până mor? Păi de ce să mor? Păi noi am dat tot sângele. Înțelegeți ce băiatul acolo îți lasă-mă să stau un pic jos. No, ăsta e Iisus Hristos în ziua intrării în Ierusalim. Simțea care să-și dea tot sângele, ca curs sânge și apă din coasta lui, tot sângele pentru noi. Lăsați sângele lui Iisus Hristos să vă curățească. Lăsați-l să vină în casele dumneavoastră, chiar mai important decât curățenia, chiar mai important decât ce facem noi. Lăsați sângele să nu lipsească din niciun loc. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.